Ajuns la cea de-a 52-a ediție, Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor 2018, cu genericul Mărțișorul e iubire, va avea o deschidere fastuoasă, promit organizatorii. Și ne bucurăm că și în acest an am reușit să aducem colective de mare notorietate și soliști foarte cunoscuți în Republica Moldova. Bugetul festivalului în acest an alcătuiește 2.600.000 de lei. Este un buget destul de mare, dar el nu putea fi altfel din moment ce găzduim asemenea colective. Trupa de dans din Argentina promite un show de excepție datorită mișcărilor unice realizate de cele 10 cupluri care aplică o coreografie specială. La Chișinău, trupa Tango Buenos Aires va evolua pentru prima oară și va prezenta show-ul Demon and Angel. De asemenea, pe scenele de la Chișinău va evolua un renumit cor de bărbați din Georgia. Muzdele Vară este considerat unul din cei mai reprezentativi coruri ai Georgiei. Dumnealor vor, cum v-am spus, vor susține un recital de o oră și jumătate. Interpreta din România, Delia, va aduce un concert extravagant și exploziv la Palatul Național. Acest show are premieră la Sala Palatului în București, imediat după București, vine la Chișinău. Este un spectacol spectaculos de vinile, cu foarte multă lume implicată, cu magicieni, cu dansatori. Festivalul se va încheia pe 10 martie cu un spectacol al ansamblului Național Joc cu un nou program. Cei de la Chișinău au promis organizarea unui tur internațional cu interpreți autohtoni pentru cetățenii moldoveni din diasporă.